Ascultă orașul. Hate me, voi nu trebuie să ne urâți, trebuie să ne apreciați, că tot am vorbit noi ceva mai devreme de Facebook, da? Intrați acolo, Radio In Plus, ne găseți, like, follow, trebuie să le reamintim ascultătorilor că ne pot vedea și în carne și oase pe site-ul nostru radioinplusfm.ro. În carne și oase, nu am zis bine? Ba da. Adică vii, suntem vii. Suntem vii. 10:33, a sosit momentul, clipa cea mare în care trebuie să ne anunțăm invitatul. Invitata, da. Invitata da. Specială de astăzi este vorba despre doamna Ionela Lungu. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faceți? Îmi place atmosfera de aici, sunteți toți veseli. Păi așa trebuie să fim. Așa trebuie să fim. Și am văzut și fețe noi, mă bucur că am văzut și o persoană feminină. Mulțumesc. O să vă rog mai aproape de microfon, un pic să vă reglați microfonul. A, așa e perfect. Cum este, okay. Minunat. Ce faceți? Ce mai faceți? Fac ce fac de mult. Ia ca fac și eu ce fac de mult. Pe lângă munca de atelier, mi-am extins acum în ultima vreme și lucrurile pe care le fac și munca mea din atelier, a mea, dar și a copiilor cu care lucrez, am dus-o mai departe în expoziții, chiar acum vin de la Iași, de la un târg de mărțișori, de fapt au fost un cumul de evenimente la Iași în weekendul care a trecut, pe lângă târgul de mărțișori la care am participat, cu bucurie vă zic, am avut și o expoziție personală în Biblioteca Centrală Universitară Iași, pentru mine a fost o onoare să fiu invitată acolo, la o expoziție comună de carte și personaje. Doamna Mihaela Ulman din curatoarea bibliotecii a ales 40 de cărți legate de creangă în limba română sau în franceză, tot ce a găsit de creangă, și a amestecat așa în vitrine personaje cu fragmente din, și citate din poveștii lui Ion Creangă, dar și cu cărți vechi pe care le aveau în bibliotecă. Asta este, ar fi una dintre bucuriile mele, pentru că se pare că până la urmă munca mea ajunge și mai departe, nu este doar o muncă de atelier și atât, de care mă bucur doar eu, dar și cei cărora le place să citească și mai ales cărora le plac poveștii lui Ion Creangă. Mă scuzați. Am început toți așa. De ce? Că eu am multe de spus, dar eu aștept și întrebările voastre. Spuneați la un moment dat de copii, v-am văzut pe internet, le predați celor mici. Sunt instructor coordonator la Școala Populară de Arte Piatra Neamț, dar eu am o clasă externă la Târgu Neamț, școala mamă este la Piatra Neamț. Și sunt într-o colaborare sau, mă rog, am o clasă externă, mi s-a creat o clasă externă la Târgu Neamț, iar eu merg în fiecare zi la diferite clase, grupe de copii și învăț meșteritul popular. Cu munca pe care am avut-o și în pandemie și chiar și înainte, am adunat o serie de lucrări de ale copiilor și despre asta este vorba, că în această expoziție, alături de cea personală cu personajele pe care le lucrez eu, este și o expoziție paralelă, poate vă invit și acolo să o vedeți, aceea va fi permanentă, poate să, adică până la sfârșitul anului va fi acolo, noi cea cu copiii. Noi ne plac invitațiile. Noi mergem pe toate. Oriunde, da. Și sunt toate adunate, sunt obiecte pe care le-am lucrat cu copiii. Vreau să vă spun că toată munca mea în fața copiilor pornește de la mici lecții de viață. Eu ora mi-o încep, dragi copii, arta populară, pentru că astea sunt, eu predau artă populară, provine din cuvântul respect, încerc să-i aduc cu blândețe către arta populară, nu încerc să fiu într-un mod agresiv, să le impun anumite, să îmbrăcați-i, să fiți într-un fel sau altul, încerc să-i apropii cu blândețe, să-i învăț și respectul, să-i învăț bunul simț, încercăm să, chiar avem mici reguli, am zis că nu avem voie să spunem nu pot sau nu știu, pentru că noi ne jucăm. Multe dintre lecții se bazează pe modelajul lutului, pentru că până la urmă joaca cu lutul este cea mai plăcută pentru copii, nu le țin niște cursuri plictisitoare și să înceapă să se uite pe pereți teoretice, ci încerc puțin câte puțin se apropie către meșteșuguri, pe lângă lut și alte mici
meșteșuguri legate de țesătorie sau pur și simplu le pot arăta că nu întotdeauna pot să mă duc eu cu războiul sau cu stativele. Dar pot să le arăt obiecte țesute sau covoare sau mici elemente care țin de sculptura lemnului și tot ce înseamnă meșterit. De ce copii? Copiii sunt speranța. Dacă nu copii, atunci cine? Pentru că de aici se pornește. Nu învățăm. E ca un abecedar. E cel mai frumos. Lumea cu ei este cea mai frumoasă. E fascinantă. Și eu plec încărcată. Și oricât pare obosit că după o oră, două ore cu copiii, ei îți iau din energie pentru că sunt foarte activi și trebuie să-i ții în mână. Dar pleci și cu mai multă energie pentru că ai speranțe. Speranța aceea, îți dă fiorul acela de speranță, îți dă și o energie. Că ți-ai făcut treaba cum trebuie, că au învățat câte ceva la ora aceea, nu pleacă acasă fără o lecție învățată. Mă întâlnesc cu copii pe care, cu care am lucrat cu 10 ani în urmă și mulțumesc. Sau uite, poate au făcut arte plastice, poate mi-am pus amprenta așa foarte puțin pe spiritul lor sau pe sensibilitatea lor. De unde pasiunea pentru meșterit? Eu vin dintr-o lume a orașului. Eu sunt tulceancă, m-am măritat la Humulești. Ajutorul meu a fost și din partea soțului meu pentru că formăm o echipă și el este meșter popular la rândul lui. El a reînviat un meșteșug vechi, acela al încrustării baltagelor, mânerelor de baltage, bâte ciobănești, toiege de fală. Încearcă să reînvie acest meșteșug pentru că e clar, nu mai avem acum nevoie de un baltag, dar el pe vremuri, baltagul, avea un simbol de, adică puteai să te sprijini, avea un rol funcțional, dar baltagul de duminică, de exemplu, era și unul mai îmbogățit, era unul mai fin lucrat, era un simbol al celor mai cu stare. Și orice bătătură, orice curte, orice gospodărie avea un baltag. Nu pleca acel baltag din curte, adică nu era vecinul și spunea vecinii de mele baltagul că mă duc pe munte. Era exclus așa ceva, chiar se lăsa moștenire. Acum, în zilele noastre, am observat când mergem la târguri și am obiectele acestea pe o masă, băte, toiege, baltage, bărbații de la 4-5 ani până la 80 se opresc și se uită. Probabil este și un simbol al puterii. Na, pe vremuri și fețele bisericești au acum toiagul ca simbol al puterii, dar și șefii de trib sau... Da, s-a păstrat în diferite forme, în diverse culturi. Și copiii sunt o speranță, adică e o bucurie să lucrez cu ei, te gândești că dacă nu le arătăm noi meșterii despre meșteșuguri, atunci cine? Aveți un concurent foarte puternic, telefonul, tableta, internetul. El își face treaba pe... eu sunt ancorată în prezent, că telefonul, pe telefon sunt și eu. Este un concurent, toți, altfel, dar... Da. Vedeți, trebuie să vedem cumva și înainte, să privim înainte, dar trăind în prezent. Sunt situații când eu am apelat la un copil să-mi arate cum să accesez, nu știu ce, un link sau... Și ei sunt foarte iuți în treaba asta și se pricep în tehnică. Iar eu, la rândul meu, îi arăt cum se modelează în lut. Ne folosim foarte mult. Sau uite cum a fost în mediul acesta online. A trebuit să intrăm pe Zoom, să țin ore. Ne adaptăm din mers. E un concurent, dar trebuie, e ca un instrument. Dacă îl ții în frâu, tu îl dovedești pe el, nu el pe tine. Sunt curioși copiii să afle cum se face aia, cum se face cealaltă, adică pun întrebări, sunt activi? Mai am o tehnică, eu îi las și cu creativitate, v-am zis, nu-i sufoc cu informații. Și atunci când se simt liberi, încep să întrebe și chiar am o bucurie când îmi pun întrebări. Îmi place modul acela curios al copilului care vine spre mine și mă întreabă. Poate în alte domenii supără pe alții, ce tot vine și întreabă, nu-i adevărat. Îi încurajez să întrebe, încurajez să afle. Singurul lucru pe care nu-l încurajez este să nu vorbească mult și fără fond. Adică încerc să lucrăm mai mult la oră, să nu pună întrebări decât dacă răspunsurile sunt folositoare. Au o curiozitate. Și faptul că atunci când eu intru și toți, doamna, și sar în sus, înseamnă că e bine. Înseamnă că bucuria lor înseamnă
un feedback bun pentru mine. Nu, eu joacă. Cum a început pasiunea aceasta pentru pedagogie în arta populară, în meșteșugul popular? Că bănuiesc că a venit ulterior, după... Da, 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 că de fapt început să vă spun că vin într-o lume a orașului și m-am măritat la Humulești. Am terminat construcții de mașini TCM, am venit la Humulești după o facultate. Da, este... E o poveste. Este o poveste. Am început aceste personaje și ne-am jucat luând lut dintr-o casă pe care socrul meu o bătea cu lut. Dintr-o joacă și la rândul meu. Dar mama mea, sora mea mai mare fiind educatoare, eu am crescut într-un mediu cu material didactic. Nu am modelat lutul până la Humulești. În schimb, lucram tapiserii. Dacă eu mergeam la ziua unei prietene, făceam felicitări. Adică lucrul manual nu mi era străin. Și cum să spun, nu m-am dat lături să nu să lucrez manual. Și atunci lotul mi-a fost la îndemână. Chiar la rândul meu sunt curioasă. Am fost curioasă. Hai să vedem ce este. Și pas cu pas am ajuns, iată, să avem o asociație de meșteri populari. Asociația Meșterilor Populari din Ținutul Neamț. Am ființat-o cu Osti Lungu, soțul meu, al cărui președinte este. Am și accesat niște fonduri și am derulat câte un proiect în fiecare an în ultimii 7-8 ani. Cel mai drag proiect a fost chiar cel dinainte de pandemie, în 2019. Când am adus meșterul și standul și meșterul chiar, țesătorul avea stative, sculptorul avea, sculpta, lemnarul la fel, sau pielarul făcea, realiza acolo fizic și în direct obiectul. Și am avut și un parteneriat cu educatoarele, cu învățătoarele. Cred că 1000 de copii s-au derulat în fața standurilor, învățătorul împreună cu copiii. Deci nu era... Veneau programați și treceau pe la fiecare stand. Dacă 2, 3, 5 copii de acolo, din acea grupă, îi plăcea acel meșteșug, se apropia, încerca să aplice pe acel meșteșug. Sunt convinsă că o amprentă sau o amintire le-a rămas în memorie. Chiar spunea, mi-aduc aminte, o femeie mai în vârstă a spus că nu am văzut în viața mea așa ceva. Un olar, eu numai la televizor am văzut. Da, deci sunt lucruri pe care le-am încercat să le aducem în oraș. E o zonă care a pierdut foarte mult din punct de vedere al oamenilor care încă practică olăritul. Și, da, 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 e, chiar este o zonă cam pe cale de dispariție. Exact. Și prin asta încerc să-i apropii pe copii, să le spun că un lucru făcut manual de cineva își are prețul lui, să-l aprecieze și să-l respecte. Și de ce nu părinții să-l și cumpere? Pentru că meșteritul popular va pieri dacă nu-l cumpără nimeni. Sunt obiecte cu vibrație, cu trăire. Sunt obiecte lucrate de mâna acelui meșter. Nu e un obiect făcut în serie într-o fabrică. Ion Creangă mai prinde între copii? Adică mai stârnește interesul copiilor? Ei, aici este o problemă. Am înțeles că se va și scoate din... Eu credeam că e o glumă, adică o glumă proastă. Să presupunem. Eu pot să înțeleg, încerc să fiu foarte obiectivă în tot ce fac. Am auzit păreri de genul că nu-l înțelege fiul meu, că are cuvinte regionalisme. Dar pe de altă parte stau și mă gândesc, păi și eu când eram mică ce știam de regionalisme, dar din context poți să înveți acele cuvinte, înțelegi ce este. Deci de ce să nu-l facem pentru că un copil nu-l înțelege? Ba da, cum noi l-am înțeles și ei la rândul lor pot înțelege. Nu trebuie să facem fiecare an să studiem Ion Creangă. Adică nu trebuie să-l bagi Ion Creangă în fiecare an sau a întâi, a doua, a treia. Dar măcar, nu știu, din când în când o poveste. Iată, eu așa l-am redescoperit pe Creangă. L-am recitit după ce am terminat facultatea. Într-un fel am înțeles cu ochiul adult, cu gândul, cu mintea adultului, când ești copil înțelegi o serie de, o enumerare de fapte, cu ce a făcut Danilă Prepeleac și-a dat boi pe căruță, căruța pe o cap, cap pe o gâs. Adultul înțelege și dincolo de aceste fapte. Sunt chiar niște învățăminte de ale... O morală, sigur că da. Plus că multe dintre povești se bazează și pe matematică, are povestea lui 5 pâini.
Și încă sunt actuale. Trei. Și încă sunt actuale, da. Ca pe cu trei, sigur că da. Adică o iei ca pe o lecție, orice. Bine, poveste. Pe mine mă sperie gândul că, bun, ok, îl scoatem, dar ce punem în loc? Ce punem în loc? Shelly. Aia e problema. Shelly. Nu, Shelly e pe felia lui, treaba lui, nu putem să... Deci pe mine, sincer, mă îngrozește gândul ăsta. Bun, ok, îl scoatem. Mie hai mi se pare că nu mai e actual. Destul de ofertantă lectura lui Creangă vis-a-vis de copii, adică se abordează, exact cum ați spus și dumneavoastră, se abordează o zonă de moralitate, de învățătură, pe o temă comică. Adică cumva interesul este ținut acolo activ prin natura comică a operelor. Da, simțul umorului și iată, uite, apropo de umor, în Păcală, Creangă a scris povestea Păcală, este un dialog dintre el și un negustor, că până la urmă poate să-ți ascultă și simțul ăsta al umorului. Și mie la rândul meu mi s-a ascuțit în momentul când m-am mărtea cu un humuleștean și îmi spunea poante, el nu râdea. Și a zis, măi, ce? În timp mi-am dat seama că umorul înseamnă de fapt o inteligență și provine din citit mult, exact. Și să-i spui unui om în față fără să-l superi și de diplomație. Păi chiar așa vă dau o temă, să vedeți Păcală, dialogul dintre el și acel negustor când l-a băgat în ceață totală pe acel negustor, că nu mai știa nici el cum îl cheamă, tocmai la întrebări simple Păcală îi dădea răspunsuri logice, dar cu mult umor și tâlc. Îl scoatem pe Creangă, ce punem în loc? Sunt sigură că există și povestitori actuali, dar parcă tot poveștile alea de altă dată. Știți cum, exact cum ne place lumea satului ca turist, îți place când te duci la lumea satului și vezi o casă veche. Cred că așa e și cu poveștile. Poți să citești povești noi, de actualitate, dar parcă se vă și simți așa o poveste. Probabil veche. Și cultura, că noi toți am crescut cu Creangă de mici. Sigur. Adică de mici. Da. Nu? Eu am fost vecină cu bunicii. Cu bunicii lui Creangă, din Pipiric, nu? Da. Înseamnă că de acolo veniți. Bun, hai să discutăm acum pe final, mai avem câteva minute, de această perioadă, 1-8 martie. Ce această aveți în program? Astăzi mă pregătesc la Casa Culturii, am un atelier cu copii. În Târgu Neamț, la Casa Culturii din Ion Creangă, Târgu Neamț. Un atelier azi și mâine. De fapt sunt cele ultimele două ateliere din cadrul celor trei, că un atelier a fost săptămâna trecută legat de mărțișor. Dar astăzi și mâine voi lucra cu două grupe de copii. Felicitări de 8 martie, pentru că, bine, noi știm că mărțișorul se poate da toată luna lui martie și a oferit, de fapt, ar trebui să oferim tot anul, dar acum mai mult ca altă dată, pentru că e bucuria asta a primăverii. Și învățăm să facem și șnurul, niște felicitări, la fel le voi da niște repere în mare, dar îi las pe ei să facă cu creativitate să facă aceste felicitări. Apoi mai am o activitate foarte interesantă, că și cei mari vor ateliere de olărit. Chiar mă opresc, prietene, hai măi, de ce nu faci? Faci cu ăștia mici, dar hai și cu noi. Și atunci, vineri, la liceul, de fapt la colegiul Ștefan cel Mare, va fi o activitate de atelier cu profesorii, cu cadrele didactice, după o ședință lor, un consiliu, dar vor să încheie apoteotic așa, cu un obiect pe care mă duc cu lutul, iar ei voi învăța să modeleze o căniță sau vedem noi ce lucrăm, un personaj vedem noi. De cafea. Și luni e toată lumea la cafea cu cănița. Știți ce e frumos și la copii și la adulți? Când lucrez, de exemplu, că a venit vorba de căniță, îi învăț ca neolitic, prin șerpișor, nu pe roata olarului. Își ridică cănița. Tehnica este aceeași. Inel, șerpișor, care se ridică, spirale una. Dacă sunt 25 de oameni, sunt 25 de cănițe diferite. Obiectul realizat ține cont foarte mult de felul omului de a fi. Deci, deși e aceeași tehnică, e aceeași căniță, că zici că se numește căniță, dar sunt 25 de căni diferite. De asta și noi oamenii, toți avem doi ochi, un nas și o gură, dar suntem diferiți. Da. Cam asta a fost legat de e 1 și 8 martie. Da, stăteam și mă gândeam. O temă astfel e revergorat. Te și relaxează un pic, exact. Olăritul. Da, de aici am pornit și eu. Adică mi-am încercat să-mi umplu timpul liber într-un mod să-mi umplu timpul să fie de calitate. Adică să nu...
și să știți că este și foarte relaxant, îți elimini problemele zilnice. De asta și pe timp de vară am un mic stand la baza Cetății Neamț, unde și lucrez. Turistul poate să și vadă că există acest meșterit popular, eu pot să și interacționez cu turiștii și îi aștept și pe cei din Târgu Neamț, nu mai turiștii de departe. Îi aștept să urce la cetate și să ne vedem și să ne cunoaștem și așa. Să vadă un pic din istoria lui Luchi Creangă. De Creangă, da. Da. Mulțumim, doamna Ionela, vă mai așteptăm. Sperăm să mai veniți. Poate mergem și noi să filmăm puțin la doamna, la atelier. Zic, na, da, acum... Vrei să te apuci de olărit? De ce nu? Da, uite, mie îmi plac chestiile astea tradiționale. Adică tot timpul când veneam acasă, mă relaxam când vorbeam așa, în grai. Grai? Și uite, mai scape așa câteodată cu da. Când pipirig. Da. Nu am nicio... Dar mă relaxează. Am avut elevi din pipirig și îmi plăceau foarte mult accentul lor. Păi uite, finalul de interviu o să-l faci tu cu accent de pipirig. Nu, de ce nu? Da, sigur. De ce nu? Dar oricum nu e foarte diferit, adică nu, păi, nu e vreo... Tocmai ce spuneam, adică nu... E tot aceeași, n-aș putea să mă concentrez, trebuie să vină natural. Da. Adică dacă îl forțez, nu, e la fel. Dar dacă te-aș întreba, de-a cui ești, maică? De-a lui Beldiuță. Adică și întrebarea trebuie să-ți fie pusă. Da, e o chestie așa cu graiul și cu... Da. Eu sunt adeptă, adică încă am costumele naționale pe care le aveam la serbări. Da, corect, foarte și, frumos. Și cumva s-a păstrat și prin prisma familiei. Ai mei sunt tradiționaliști, merg pe aceleași valori pe care au mers și bunicii și poate străbunicii și așa mai departe. S-a păstrat. Vezi, a fost un interviu... reciproc, că și s-a părut așa o discuție. Nouă ne-a făcut foarte mare plăcere că ați venit. Sperăm să mai veniți. Eu chiar îmi doresc să mai veniți. Ce aveți acolo, cum vreau să vă întreb? Este afișul pe care l-am... afișul de la Fascinanta lumea personajului Ion Creangă în Luna Mărțișor, expoziție de carte și personaje în lut, expozant Ionela Lungu, meșter popular Rifmulești. Afiș care este pusă în fața bibliotecii. Putem să-l arătăm și da, sigur, și vă las și un pliant. Dacă sunteți trecător prin Iași, puteți să mergeți la bibliotecă, la cele două biblioteci, de fapt, că este o expoziție itinerantă între Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu, aceea din fundație frumoasă, veche, și Biblioteca Județeană Gheorghe Asache. Da. Da. Frumos, nu ți-a plăcut? Da. Hai, finalul, să aud finalul. Eu sunt fan meșteșuguri. Vă mulțumim încă o dată că ați venit. Sperăm să mai veniți. Unde găsește lumea mărțișoarele de la dumneavoastră? Mă sună pe Facebook. Eu acum nu lucrez, dar pot să iau. Chiar și ieri am oferit cuiva, vrut neapărat să achiziționeze mărțișoare. În general, cei care achiziționează sunt oameni cu umor și care vor să dea mici personaje colegilor, prietenilor. Uneori chiar spun că mamă, ăsta seamănă cu Vasilică, ăsta seamănă cu Ionică, ăsta... dar orice asemănare cu personaj din realitate e pur întâmplătoare. O să vă las și dumneavoastră aici cu un mărțișor. Mulțumim. Cam da. Asta pe astăzi. Ți-a plăcut, nu? Da, bineînțeles. Invitata de astăzi se numește Ionela Lungu. O găsim și la cetate, probabil mai dincolo. Mai de când începe sezonul. Căldura acum... și are un stand acolo unde puteți să vedeți și felul și modul în care lucrează. Da. Deci pentru cine e interesat, ne vedem la cetate. Sau da. Am o pagină de YouTube unde mi-am pus atelierele Ionele, Ionela Lungu Humulești. Am pagină de YouTube. Sau pe YouTube, să ajutăm și YouTube. Sau pentru pe că suntem în era modernă și digitalizată. Trebuie să ne și folosim de și trebuie să ne folosim de avantaje, exact. Da, mulțumim încă o dată. Vă dorim o primăvară frumoasă. Mulțumesc. Să aveți parte și de un an la fel de frumos și sperăm cu toții să fie mult mai bun față de celălalt. I-am pornit cu speranță cu anul ăsta. Da, și să ieșim cu bine din toată această nebunie. Ionela Lungu a fost invitată la noi. Mulțumim încă o dată. Noi facem pauză și revenim pe final. Rămâneți pe Radio In Plus. Bună dimineața. Ascultă orașul. In Plus FM.